Seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blonde. Haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Alertă din cauza coronavirusului, spitalele au suplimentat deja numărul de paturi pentru pacienții infectați. Sunt anunțate temperaturi de foc, așa că la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență a fost aprobat un set de măsuri. Detalii despre măsurile anticaniculă le aflați imediat în jurnal. Garda de mediu a aplicat o amendă colosală după un incendiu la un depozit de deșeuri. Motivul îl aflați imediat la știri. Este alertă în Gorj după ce numărul cazurilor de coronavirus a explodat. Avem 10 de persoane infectate zilnic cu virusul SARS-CoV-2, iar spitalele au început să se aglomereze cu pacienții pozitivi. Spre exemplu, la Târgu Jiu, la Spitalul Județean, sunt circa 40 de persoane depistate cu acest virus, iar reprezentanții unității medicale au decis să suplimenteze numărul de paturi. Val de pacienți cu COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, 10 de gojeni au ajuns la spital după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2. Deoarece a crescut în numărul cazurilor de coronavirus și din ce în ce mai mulți oameni pozitivi cu COVID-19 au avut nevoie de internare, conducerea unității medicale a decis suplimentarea paturilor. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a suplimentat numărul paturilor destinate bolnavilor de coronavirus. Astfel, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj au emis avizul epidemiologic pentru ca secția boli infecțioase să poată interna 50 de pacienți cu coronavirus. În prezent, în această secție sunt internați 26 de bolnavi pozitivi la COVID, iar la compartimentul ATI COVID mai avem încă 4 pacienți internați. Sunt și pacienții la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu care se află în stare grav. De asemenea, toate secțiile spitalului pot trata pacienți cu coronavirus. Avem în prezent un pacient la ATI 2, 2 pacienți la secția chirurgie 1, un pacient la urologie și încă 2 pacienți pozitivi la cardiologie. 2 dintre angajații Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au fost diagnosticați cu coronavirus în ultimele 24 de ore și se află la domiciliu sub tratament. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat că trebuie să fim pregătiți să putem să răspundem provocărilor acestui val 6 generat de tulpini mai transmisibile în toamnă. Așadar, suntem la începutul valului 6 al pandemiei. Pe zi ce trece, sunt tot mai multe persoane depistate cu coronavirus, iar măsurile restrictive ar putea reveni. Deja masca a devenit din nou obligatorie în unitățile sanitare, iar ministrul Sănătății Alexandru Rafila recomandă purtarea acesteia și în spațiile închise, aglomerate și în mijloacele de transport în comun. La Târgu Jiu, primarul speră să nu ne mai întoarcem în perioada în care erau impuse restricții, însă anunță că este pregătit pentru orice situație. Primarul Marcel Romanescu nu vrea să instaleze panică printre populație, dar spune că este pregătit dacă se va lua o decizie de la centru în privința revenirii măsurilor restrictive. Vedem exact ce se întâmplă la nivel național și fără o decizie a Comitetului Național, ca autoritate publică locală, nu vom lua măsuri, pentru că ne trebuie persoane specializate în aceste demersuri și cred că acel comitet național care era constituit și cred că care mai există în momentul de față ca funcționalitate, trebuie să ia primele decizii. Noi, ca autoritate ulterior, în funcție și de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, putem să intervenim în acest parcurs. Acum, sincer, nici nu vreau să creez o situație de panică la nivelul municipiului Târgu Jiu. Nu avem foarte, foarte multe cazuri. Și mi-aș dori să rămânem la acest nivel. Adică, dacă va fi nevoie, spațiul de la stadionul municipal, unde a funcționat centrul de vaccinare, va fi pus la dispoziția Direcției de Sănătate Publică pentru ca cetățenii să se poată imuniza. Cetățenii care au simptome să poată merge la spital și să ia tratamentul pentru COVID. Cei care nu sunt depistați, la fel, e foarte greu în momentul de față ca să-i putem noi identifica ca autoritate publică locală. Dacă va fi nevoie și de aceea nici n-am scos la licitație acel spațiu unde funcționa înainte centrul de vaccinare, dacă va fi nevoie, la fel vom pune la dispoziție Direcției de Sănătate Publică centrul de la stadion pentru persoanele care ar putea să primească al patrulea sau al cincelea vaccin, așa cum este prevăzut în măsurile medicale. Cazurile de COVID-19 au crescut alarmant la Gorj, fiind depistate zilnic 10 de persoane cu coronavirus.
Și în paralel sunt anunțate temperaturi de foc, astfel că la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență a fost aprobat un set de măsuri. Persoanele care lucrează în aer liber beneficiază de un program de lucru redus, iar autoritățile au obligația de a amenaja puncte medicale de prim ajutor și adăpostire a populației, dotate cu apă potabilă care să fie distribuită gratuit. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat un set de măsuri generale pentru populație și instituții. A fost aprobat un set de măsuri generale aplicabile în perioadele caniculare pentru populație și instituții sau autorități publice, centrale sau locale, după cum urmează. Adaptarea programului de lucru și limitarea activităților desfășurate în aer liber. Amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire a populației dotate cu apă potabilă care să fie distribuită gratuit. Informarea preventivă a populației cu privire la importanța respectării recomandărilor pe timpul perioadelor caniculare, precum și interdicția utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată. Monitorizarea zonelor forestiere și în special a celor frecventate de turiști de către personalul ocoalelor silvice, administratorii sau proprietarii acestora. Desfășurarea de controle de prevenire și stingerea incendiilor la nivelul zonelor forestiere, precum și la nivelul localităților și operatorilor economici deținători de culturi agricole. Identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile. Asigurarea operativității mijloacelor utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență pentru stingerea incendiilor sau intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare. Evitarea deplasărilor sau alternarea acestora cu repausul în spații dotate cu aer condiționat, magazine, spații publice, mai ales pentru persoanele care suferă de anumite boli cardiace, boli cronice, persoanele în vârstă. Evitarea spațiilor aglomerate a expunerii la soare și a efortului fizic intens între orele 11 și 18 și revin aici tot la aceeași categorie de persoane care sunt în risc să sufere unele complicații dacă sunt în zone expuse căldurii și expuse soarelui. Raed Arafat a avertizat că riscul apariției incendiilor este foarte mare în această perioadă pentru că ne confruntăm cu o secetă și roagă populația să fie atentă la acest aspect. În situația în care ne aflăm și într-o perioadă de secetă în unele zone, puține ploi, vegetație uscată, riscul de apariție de incendii, riscul de apariție de incendii de pădure este foarte ridicat. Astfel, astăzi, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, s-a hotărât desemnarea Departamentului pentru Situații de Urgență că structură responsabilă cu coordonarea măsurilor necesare a fi adoptate pentru gestionarea situației generate de caniculă, activarea celulei de criză în cadrul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției cu reprezentanța ai structurilor cu competențe în domeniul pe care îl dețin și care ne interesează să avem un om prezent în CNCCI. După cum cunoașteți, la CNCCI acum există o celulă pentru partea de refugiați care se ocupă de aceste aspecte. Se va crea o celulă suplimentară pe partea de caniculă și care să gestioneze situația împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar personalul din alte ministere va fi convocat la nevoie pe intervalele care avem nevoie de ei. Deci putem să avem, dacă o să avem, de exemplu, folosite avioane de la Ministerul Apărării pentru stingere de pădure, vom avea reprezentant de la forțele aeriene. Dacă o să avem anumite probleme, iarăși la nivel de păduri, o să avem cineva de la Ministerul Mediului. Având în vedere că vor fi monitorizate zonele de păduri și vom lucra cu ocoalele silvice, clar că vom avea de la început, de mâine, de când se activează centrul la ora 12, o să avem reprezentant de la Ministerul Mediului și din alte structuri care considerăm că sunt necesare. S-a hotărât în continuare convocarea de îndată în ședință extraordinară a comitetelor județene și al municipiului București pentru situații de urgență, pentru analizarea situației operative și dispunerii măsurilor necesare la nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale. Și aici ne referim clar la zonele care se vor afla sub incidența codului galben și a codului portocaliu.
Pentru că există risc de izbucnire a incendiilor, o celulă de criză a fost înființată în România pe timp de caniculă. Raed Arafat a susținut o conferință de presă și a explicat că personalul din minister va fi convocat dacă avem nevoie de avioane pentru stingerea incendiilor de pădure. Evitarea sub orice formă a aprinderii focului unde este vegetație uscată, în zonele împădurite, în orice zonă care poate să ducă acest lucru la apariția unui incendiu care să se extindă și să necesite intervenția echipelor de la pompieri și poate chiar și să fie ceva mai complex cu aviația Ministerului Apărării și așa mai departe. Astfel de acțiuni pot chiar să ducă la pierderi de vieți. Deci, parteneriatul cu populația este unul extrem de important și rugămintea noastră către toți: nu aprindeți vegetația uscată, nu curățați terenurile folosind metoda de a folosi focul pentru curățarea terenurilor și turiștilor să nu aprindă foc în zonele împădurite și în zonele în care merg. Și acest lucru este foarte important pentru că uneori, chiar dacă ți se pare că l-ai stins, rămâne ceva, focul continuă și duce la apariția unui incendiu. Și încă un lucru. Țigările. Nu le aruncați din geamurile mașinilor când treceți în zonele, mai ales montane și nu numai, pentru că o țigară care e rămasă aprinsă, care ajunge la vegetația uscată, poate să producă un incendiu. Deci acest parteneriat cu populația n-avem cum să îl controlăm noi. Este exact simțul civic al fiecăruia dintre noi să prevenim apariția unor posibil chiar dezastre și unor decese și unor incendii cu efecte devastatoare. O țigară poate să pornească un incendiu care să necesite zile de lucru și sute de oameni să lucreze. Un foc lăsat nestins corect face același lucru. De aceste măsuri trebuie să țină cont atât populația cât și instituțiile. Măsurile vor fi aplicate pe toată perioada verii, când sunt emise coduri meteorologice. Municipiul Târgu Jiu nu va rămâne în beznă, spune primarul Marcel Romanescu, care a anunțat că noul sistem de iluminat public a redus considerabil costurile la factura de energie electrică. Dacă unii primari au fost nevoiți să sisteze iluminatul public pe timp de noapte pentru a face față facturilor uriașe, Romanescu spune că și după ce a fost majorat tariful, investiția realizată cu bani europeni le oferă o economie la bugetul local de 40%. Iluminat modern pe străzile din Târgu Jiu, primarul municipiului Târgu Jiu anunță că noul sistem de iluminat este deja funcțional pe mai multe străzi. Proiectul pentru iluminat public stradal pe bază de LED-uri a fost contractat cu finanțare integrală europeană. Contractul a semnat în 2020. Termen de execuție este finalul acestui an, adică anul 2022. Am avut o șansă pe care nu toată lumea o are și din păcate nici noi n-am avut-o pe toate lucrurile pe care le desfășurăm pe raza municipiului Târgu Jiu, să avem contract cu o firmă extrem, extrem de serioasă, o firmă care și-a respectat în totalitate graficul de execuție și care, cum să vă spun, mai mult am incomodat-o noi decât ea pe noi ca autoritate, pentru că iluminatul pe bază de LED-uri este corelat cu celelalte proiecte, cu infotrafic și cu reabilitarea sistemului de transport în comun, ținând cont de faptul că o parte din corpurile de iluminat pe bază de LED-uri vor fi montate pe acei noi stâlpi pe care, pe proiectul cu reabilitarea transportului în comun, trebuie să instalăm pe bulevardele din municipiul Târgu Jiu. De aceea nici n-au ajuns cu instalațiile în zona centrală, adică pe bulevardul Unirii sau pe bulevardul Brâncuș, pentru că stâlpii de pe aceste două bulevarde vor fi înlocuiți. Și atunci am întârziat puțin punerea în execuție în totalitatea proiectului cu iluminatul pe bază de LED-uri până cei care au câștigat licitația pentru transportul în comun, pentru reabilitarea transportului în comun, vor intra la înlocuirea stâlpilor de pe bulevardele principale ale municipiului Târgu Jiu. În timp ce unele localități din țară au fost nevoite să renunțe la iluminatul public din cauza costurilor tot mai mari, grație acestui proiect, municipiul Târgu Jiu a redus costurile cu peste 40%. Astăzi vorbim de o economie de 40%. Pentru cei care ne urmăresc, trebuie să înțelegem că vorbim de o economie de 40% la un cost estimat de către autoritatea publică locală de 10 milioane de lei, adică 100 de miliarde pe an. Sume consistente, însă este clar că Târgu Jiu nu poate fi lăsat în beznă. Și odată cu această investiție, chiar dacă după creșterea de tarif la energie nu se mai constată aceeași reducere,
pentru noi este o reducere substanțială pe care o facem în bugetul municipiului Târgu Jiu. Primarul spune că investiția era necesară, mai ales că lămpile s-au mătuit și nu mai au aceeași eficiență. Că rămâneam pe iluminatul vechi, în primul rând nu mai aveam eficiența necesară, pentru că lămpile erau deja mătuite și orice bec introdus în acea lampă nu mai avea eficiență necesară. Pe de altă parte, vorbim de un alt design și o luminozitate mult mai puternică a LED-urilor care sunt instalate deja pe marea majoritate a bulevardelor și străzilor din municipiul Târgu Jiu. Proiectul are o valoare de 5 milioane de euro și a fost finanțat din fonduri europene. Accident teribil în apropiere de Filiaș, o femeie de 60 de ani și-a pierdut viața în urma impactului violent care s-a petrecut între un autoturism care circula și un autovehicul care era staționat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru femeia de 60 de ani, impactul fiindu-i fatal. Accidentul s-a petrecut pe rasa localității Brănești, în apropiere de Filiaș, județul Dolj. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că un autoturism condus de un bărbat de 64 de ani din Craiova ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule ce se afla oprit pe banda 1 de mers în direcția Filiaș către Craiova. În urma evenimentului rutier, din păcate, o femeie de 60 de ani din Craiova, pasager dreapta față în autoturism, a decedat, a transmis IPJ Dolj. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Un bărbat în vârstă de 64 de ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore pentru corupere sexuală a minorilor și agresiune sexuală. Totul după ce a determinat mai mulți copii cu vârste între 5 și 9 ani să-i atingă organele genitale. Individul a fost încătușat și ulterior reținut. La data de 4 iulie, un băiat și o fetiță în vârstă de 5 și 6 ani din Craiova s-ar fi deplasat la locuința bărbatului, unde cel în cauză, în urma practicării unor jocuri, și-ar fi expus organele genitale și i-ar fi determinat pe minor să le atingă. Bărbatul ar fi procedat similar în luna mai, victimă fiind o fetiță de 6 ani din Craiova. Totodată, în cursul anului, în timp ce se afla în curtea locuinței sale împreună cu o altă fetiță în vârstă de 8 ani, ar fi atins-o în zona feselor, și-ar fi expus organele genitale și ar fi determinat-o pe aceasta să le atingă, transmite IPJ Dolj. În urma probatorului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Dolj. În cursul zilei de astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentată parchetului de pe lângă judecătoria Craiova cu propunere de arestare preventivă. Trafic feroviar blocat după un grav accident. Un bărbat de 60 de ani a murit lovit de tren. S-a întâmplat noaptea trecută în drobeta Turnu Severin. Cei care se aflau în tren la momentul impactului violent povestesc speriați că au realizat cu adevărat ce s-a întâmplat doar în momentul în care trenul s-a oprit. Bărbatul a murit pe loc în urma impactului. Accidentul feroviar s-a petrecut în județul Mehedinți, în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Din primele informații, bărbatul s-a aruncat în fața trenului. Echipajul SMURD din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a ajuns la fața locului și a intervenit pentru salvarea victimei. La sosirea salvatorilor, bărbatul se afla în stop cardiorespirator. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare împreună cu echipajul SAJ. Traficul feroviar a fost oprit pentru cercetări. Persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată. Traficul feroviar a fost reluat, au transmis reprezentanții ISU Mehedinți. Se pare că bărbatul s-a aruncat în fața trenului. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili ce anume l-a determinat pe bărbat la comiterea unui asemenea gest extrem, fiind deschis de asemenea un dosar de cercetare penală. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți însă alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. E
RGS Trans angajează șoferi categoria B, 3,5 tone pentru transport marfă pe comunitate. Se oferă salariu pe țară diurnă între 42 și 45 de euro pe zi, în funcție de experiență, posibilitate plată pe card și contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se cere obligatoriu experiență minimum 6 luni în transport marfă pe comunitate, seriozitate și responsabilitate, cunoașterea documentelor de transport, cunoaștere bună a utilizării navigației GPS plus coordonate intermediare și WhatsApp, iar cunoașterea unei limbi străine constituie avantaj. Relații la telefon 0764612902. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează înscrieri la Facultatea de Inginerie. Pentru sesiunea iulie 2022, candidații se pot înscrie în perioada 4-22 iulie. La Facultatea de Științe Economice, pentru sesiunea iulie 2022, înscrierea candidaților se face în perioada 4-27 iulie. La Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, înscrierea candidaților se face în perioada 11-23 iulie. Iar la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înscrierea candidaților se face în perioada 4-22 iulie. Ne găsiți la adresa admitere.utgjiu.ro. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor de cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de plăci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică, Artego. ...65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A. Prețuri minime, calitate maximă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au verificat și sancționat firma pe al cărui amplasament s-a produs în marți după amiază un incendiu. Intervenția operativă a pompierilor a făcut posibilă evitarea unui episod de poluare atmosferică gravă. Deficiențele constatate în gestionarea stocurilor de deșeuri colectate a condus la aplicarea unei amenzi în valoare de 15.000 de lei și la stabilirea unui program de măsuri care să nu mai permită pe viitor asemenea incidente. Incendiul a avut loc la un depozit de deșeuri privat amplasat pe raza municipiului Târgu Jiu.
Vești bune pentru românii care încă nu au apucat să se recenzeze. Perioada de strângere a datelor pentru recensământul populației și locuințelor a fost prelungită cu încă o săptămână. Până pe 31 iulie 2022 a stabilit Comisia Centrală. INSE avertizează că este ultimul termen de prelungire pentru culegerea datelor de la populație. Actele normative nu permit prelungirea perioadei de recenzare după data de 31 iulie 2022. Până miercuri 20 iulie 2022 au fost recenzate aproape 17 milioane de persoane la nivel național, adică 87% din populația rezidentă țintă estimată la începutul recensământului de 19,02 milioane. București, Timișoara și Iași sunt codașe la recenzare, unde primarii au refuzat să pună recenzori la dispoziție pentru efectuarea recensământului. Astfel, numărul persoanelor recenzate este unul foarte mic. Meteorologii au emis pentru perioada 21-24 iulie mai multe avertizări de caniculă și disconfort termic ridicat. Sunt prognozate temperaturi ce pot ajunge la 40 de grade, iar căldura va persista și pe timpul nopții. Potrivit ANM, joi în Banat, Crișana, Oltenia și în sud-vestul Transilvaniei și al Munteniei, vremea va fi caniculară. În perioada 22-24 iulie, valul de căldură se va extinde și va cuprinde cea mai mare parte a țării și se va intensifica treptat. Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În general, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 18-20 de grade, anunță ANM, care a emis o avertizare de cod galben. Instituția a emis și o avertizare cod portocaliu pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în Banat, Crișana, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, nord-vestul Transilvaniei și vestul Maramureșului. Valul de căldură se va intensifica. În general, după amiază se vor înregistra valori termice de 38-40 de grade, iar noaptea nu vor coborî sub 20-22 de grade și, prin urmare, disconfortul termic va fi accentuat. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-am rămas bun de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi! Bună ziua, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, interviul zilei. Ne aflăm în orașul Novaci, vorbim cu doamna Elena Firu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Am văzut că aveți o colecție impresionantă de costume populare, tradiționale, făcute de dumneavoastră.